I'm for the law. Hello, motherfucker. Dacă urzu, spare, ce să facă abii? Cine îi mai dă valoare? Ce băgat, te vrebați pentru salarii. Ce-ai fumat, ăla-i scant. Au grupit sau pe avarii, traficant. Mulți scama, greu, îi jau de gamari. Și gătrani, prafumii, profesori. Iară, vă furcari. Te vrebați pentru salarii. Ce-ai fumat, ăla-i scant. Bună ziua, Ciprian Gurdu mă numesc. Domnul Iacoblev a revenit? Nu a revenit, l-am zis până de bine, pentru că sunt o casă la care trebuie să facem. Păi am înțeles și cu dosarul meu, respectivul comite infracțiunii în concurență și în concurs și eu ce să fac? Eu să stau în casă de tâmpit, că mi-e frică că de câte ori mă întâlnesc cu respectivul mă sperii, mă cuprinde panica, teama. El are voie să facă ce vrea și eu n-am voie, că eu sunt persoana vătămată din dosarul lui Pepper 2021. Spuneți-mi mie ce să fac, să nu mai ies din casă? Nu, păi spuneți-mi că eu sunt persoana vătămată din dosarul acela și mă întâlnesc cu respectivul, adică respectivul mă hărțuiește de fiecare dată. Dar o face încă din 2020, m-ați înțeles? Și în 2021 am depus eu plângerea penală. Și nu se întâmplă nimic. Dosarul respectiv este la domnul... Da. O să-i comunic domnul... să vă contacteze când revine de la cercetări, după ce își termină cercetările. Am trimis către parchetul de pe lângă judecătorie propunerile de administrare de probe, dar spuneți-mi mie cum să fac să mă, respectivul vine și se apropie de mine, ce facem, într-o zi o să... Acest timp că nu există un... Nu există, că nu se face nimic în dosarul respectiv, că dacă s-ar fi făcut, credeți-mă că mie mi s-a dat mandat de retinere pentru ce? Că mi-am folosit legitima apărare. Nu se face nimic. Spuneți-mi mie cum să procedez. Am încercat să ocolesc, ca să nu mai fiu supus la astfel de presiune, astfel de hărțuiri, astfel de senzații de panică, da? Ce pot să fac eu mai mult? Eu sunt persoana... Văd... Vrește pe respectivul de care spuneți că vă temeți așa și... Păi m-a șantajat, domne, pe YouTube. Am 5 degete la mână, unul e din nou. Judecătorii ei pentru emiterea unui ordin de restricție, să nu se mai apropie la anumită distanță de zonă. Da, la fel cum am făcut și împotriva lui... Păi dumneavoastră, poliția trebuie să facă propunere către parchet, că e un dosar penal. În cazul dumneavoastră, cum spuneți, trebuie să parchetați dumneavoastră judecătoriei, prin care vă argumentați de ce doriți ca respectivul să nu se mai... Ascultați-mă, fiind un dosar penal pe rol, am mai făcut la îndrumarea domnului Dancu Constantin. La care dosar veniți? La un alt dosar, cu... din 2019 și tot așa am făcut la judecătorie o cerere de ordin de protecție și mi-a fost respinsă că nu sunt rudă cu respectivul, că ordinul de protecție se emite doar în cazul familiei, nu în cazul inculpatilor din dosarele penale. Deci e spesă penală, n-am cum eu să mă adresez cu unui complet civil C12 din cadrul judecătoriei pentru o infracțiune prevăzută de codul penal, o infracțiune aflată în concurs. Nu ordin de protecție, ordin de restricție trebuie să... Atimă, domne, ordin de restricție, ordin de protecție, tot aia e. Nu. Haide, de acum ne facem procedură penală la telefon, că dumneavoastră, nu dumneavoastră personal, poliția Năvodar nu intre plin de acțiuni care să mă înlăture riscului de a fi persoana vătămată din dosarele penale. Bine, domne, vă mulțumesc. Spuneți domnului Iacoblev să mă contacteze când revine și să mă adreseze acestuia. Bine, mulțumesc.
județul și orașul, știe că e ales nașul. Poliția locală care nu poartă mască. De ce m-a amenințat, domnule? Bă, ești pe zuf și mâna altă, dar te nu mai enerva cu te. Dar de ce da, domne, mine? Ce? Ia dă-mă! Să stabilez controlul judiciar și niciunul nu purta mască. Nici nazale, nici viduroiul, nici celălalt.